Cum ați vedea într-o formulă destul de succintă imaginea arhitecturii românești actuale? În primul rând aș comenta, bine, m-aș referi la imagine ca fiind, de fapt, percepția asupra arhitecturii românești, pentru că eu cred că despre arhitectură trebuie să vorbim ca fiind o problemă de conținut, o problemă cu o anumită densitate și nu doar o interfață între ceea ce se vede și ceea ce nu se vede, sau ceea ce este și ceea ce pare că este, că și aici e un subiect destul de lung, dar arhitectura românească, așa cum o percep eu, este o arhitectură care are vârfuri, are o anumită elită profesională, fără îndoială, are o serie întreagă de repere care sunt prezente, repere profesionale care sunt prezente peste tot în țară, evident mai cu seamă în București, care e un loc al concentrării și densităților, dar cu școli de arhitectură și grupuri de arhitecți foarte interesante și care se influențează unii pe alții și pot să zic că formează o cultură locală pe care putem să o găsim foarte bine la Timișoara, la Cluj, la Brașov, în Secuime, spre exemplu, unde s-a constituit un nucleu extrem de interesant de arhitecți, sigur, de limbă maghiară, dar care încearcă să reziste prin cultură și asta a generat în rândul lor o arhitectură bine orientată și de foarte multe ori de bună calitate. Și trebuie să apreciez lucrul ăsta. În Baia Mare, în Sibiu, în Suceava, sunt câteva locuri în care, e adevărat, oamenii sunt nu foarte mulți, dar suficient de bun și de activ ca să poți să observi aceste vârfuri. Dar totuși nivelul general, ceea ce se întâmplă, nu este datorat acestora. Ei nu sunt trendsetteri. Ei nu sunt neapărat mentorii generațiilor care vin, pentru că arhitectura, și iară vorbesc de percepție, de imagine arhitecturii, este un foarte mult în România un atribut comercial. O dorință fie autorității publice de a puncta mandatul prin lucrări, prin realizări, și nu neapărat prin realizări bune din punct de vedere arhitectural, sau o dorință a clientului privat de a se automulțumi prin ceea ce comandă, dar cu o rezistență uneori deosebită, remarcabilă, împotriva aportului arhitectural autentic. Deci, eu plătesc, eu hotărăsc, eu te-am făcut, eu te omor. Și de aici lucrurile nu ies întotdeauna așa cum ar trebui. Deci, cred că arhitectura românească, dacă e să o privim așa și să umblăm prin țară, să scotocim și să facem un peisaj, un colaj, dacă vreți, pe aceeași imagine cu ceea ce se întâmplă la noi, este mai mult tributară comercialului, lipsește proiectul public, dar asta nu e problema noastră arhitecților, ci e o problemă de strategie de țară care ignoră proiectul public arhitectural și este obsedată în continuare de o infrastructură pe care nu o va avea niciodată, pentru că atunci când și-o va permite, nu va mai fi necesară. Deci oricum lucrurile se schimbă cu asemenea viteză, încât noi nici n-am observat că trenul e mai important decât mașina, că mersul pe jos și bicicleta în oraș sunt mai interesante, mai de dorit și mai sănătoase din toate punctele de vedere decât mașina, că transportul comun e mai important decât cel privat și trebuie prioritizat și toate astea. Un fel de cerc vicios din care nu reușim să ieșim, pentru că, iată, România spune întâi să rezolvăm lucrurile astea de bază și după o mai vedea. Ei bine, viața nu așteaptă, cultura nu așteaptă și lucrurile astea ar trebui să fie mult mai simultane și paralele. Mai cred că arhitecții români imită destul de mult ceea ce le place și văd peste graniță, ceea ce nu e rău, dar nici nu este cel mai bun moment, cea mai bună postură a unei ramuri care
până la urmă ar trebui să fie ea însăși. Adică arhitectura românească e firesc să fie românească. Cu toate astea sunt și semne foarte bune, există un interes deosebit crescând pentru valorile de patrimoniu, mă refer la patrimoniu arhitectural urban în general, de centre istorice, care sunt foarte iubite și îmbrățișate de mulți arhitecți tineri, cu pasiune, cu lucru mai îngrijit și mai inspirat pe patrimoniu decât al generațiilor de conservatori care le sunt predecesori. Acolo unde, și acolo patrimoniul este sacrosanct, dar modul de lucru cu el exclude creativitatea și e total centrat pe conservare autentică și pe non-intervenție și pe muzeificare. Pe când avem deja arhitecți care au înțeles că fundamental pentru patrimoniul construit este să fie folosit, să fie util, să slujească cuiva, nu să fie expus și contemplat științific. Și mai există un filon din mediul rural, fără îndoială, care e tot mai puternic și care nu are legătură doar cu efortul care se făcea în România în anii 70-80 de scoatere, de crearea unui stil național, e adevărat coordonat de statul socialist centralizat, care avea sorginte românească rurală. Acum e cu totul altceva. Acum se redescoperă meșteșugurile, se redescoperă sustenabilitatea ca stil de viață, ca mod de viață, care încă mai are filon în zona satului. Și toate lucrurile astea coexistă acum în acest colaj, care iar mă reîntorc la el, așa că la o viziune care este foarte heterogen, compozit, simultan, cu multe viteze și poate, cum spuneau prietenii mei mai tineri, marcat de un schimb de generații. Care se întâmplă și în profesia noastră.